Bună seara celor care au răbdare să asculte partea a doua. Am revenit la a treia cafea, cafeluță, cea de seară, pentru că de la întreruperea ce a fost mai devreme s-au întâmplat multe. O vizită, responsabilități, o ploaie și totuși n-am vrut să mă îndepărtez prea mult de acest moment, de vibrația acestei povești. Spuneam că în cazul lui Isus, justiția umană nu a funcționat. Și oare de ce? Pentru că avea de-a face cu cel mai pur, cel mai curat, cel mai nevinovat om. Tocmai ca să se dovedească că justiția, de fapt, nu mai funcționa pe cele două principii normale pe care ar fi trebuit să funcționeze. Tocmai pentru că avea doi aliați care s-au îndepărtat și ei de adevărata lor natură. Sistemul politic și sistemul religios. Religia, nu pot să spun că ar fi fost învechită, ci doar că s-a îndepărtat de ceea ce ar fi trebuit să fie. La fel, sistemul nu mai era un sistem protector, era un sistem opresiv. Deci aveam de-a face cu o injustiție, de fapt. O injustiție datorită faptului că în spate aveam dogmă și tiranie. Mi-ar fi plăcut cu această ocazie să explic anumite lucruri legate și de situația catedralei din Notre-Dame, dar probabil că deja au făcut-o alții mai bine decât mine sau cine știe cu altă ocazie. Deci, Isus a venit ca să s-a sacrificat, ca să ne deschidă ce? Chakra inimii, dragostea, capacitatea de a iubi, de a dărui și de a ne sacrifica, să ne ajute să înțelegem niște profunzimi pe care poate nu le puteam înțelege în alte condiții, fără această demonstrație, fără acest sacrificiu. Dar ce este chakra dragostei? Este reprezentată de culoarea verde, da? Și iaca, exact, culoarea opusă, complementară, a fost cea care i s-a opus. Dar nu în totalitate. Se pare că dragostea lui Isus a fost atât de mare încât a transformat această energie. O să vă explic mai târziu cum văd eu lucrurile, cum simt. Roșu, ce reprezintă? Prima chakră. Stabilitatea, da? Moralitatea. Moralitatea, da? În echilibru. Justiția, da? Balanță. În echilibru. Însă, tocmai pentru că s-au manifestat atât de violent, a fost dovada faptului că această chakră era în dezechilibru. Ei, a trebuit să vină Isus și să schimbe lucrurile. Și ce a făcut? S-a sacrificat. Bine, aici avem spânzuratul. S-a chinuit să-și ducă crucea până la capăt, până în ultima clipă. A murit și a înviat. Pentru că această moarte reprezintă moartea și învierea, transformarea. Și a schimbat totul. Totul. Și a schimbat, a dărâmat templul. A dărâmat templul pentru că religia nu mai funcționa corect și a instaurat, nu pot să zic o nouă religie, o nouă direcție. O nouă direcție. În filmul
pe care îl văzusem cu o seară înainte. Nu mai știu exact cum se numește, nu mai știu exact a câta variantă, oricum nu era cea veche, era cea nouă. Pilat, după ce l-a acuzat, l-a osândit pe Isus, da? Isus, a 12-a zodie, da? Să nu uităm. Stătea de vorbă cu soția sa. Aceasta îi spunea. El își făcea masajul în timpul acesta. Isus era biciuit. Interesantă paralelă. Chiar m-a impresionat. Și în timp ce el își făcea masajul de rigoare cu uleiuri aromate, soția vine și îi spune: N-ai făcut bine. Ți-am spus, am avut un vis. El este un om sfânt, este un om deosebit, simt că este cu tare și cu tare, nu trebuia să-l osândești. Evident că împăratul a manifestat latura negativă a sa, fiind om, fiind un om care nu se cerceta spiritual, că în general împăratul foarte rar se cercetează, se cercetează spiritual. Și atunci a manifestat latura negativă. Nu conta că a greșit, nu conta că a făcut. S-a spălat pe mâini și atât. Nu conta că a luat o decizie nedreaptă, nedreaptă, imorală. Nu conta. Ce a spus el, așa se va face. Așa face împăratul. Nu degeaba avem semnul berbecului, nu degeaba avem numărul 4. Da? O mentalitate limitată. Deși are o putere foarte mare. Asta e. Soția a spus, soția a fost altfel, ea manifesta nu această culoare, nu această agresivitate, ea manifesta dragostea, atât cât putea și ea ca și om. Deci, moare Iisus. Moare Iisus. Se dărâmă templu. Și între timp se schimbă întreaga atmosferă. Și oamenii care până atunci îl negau, încep să se gândească, da? Lucrurile se schimbă. Roata norocului se schimbă. Și după distrugerea templului, evident, că va trebui acest templu reconstruit, spiritual, fizic. Nu e treaba mea acum să intru în detalii. Ideea este că după o dărâmare, după o distrugere, urmează o reconstrucție. Evident, în cazul acesta vorbim de reconstrucție personală, dar poate fi și generală și la nivel colectiv. Roata norocului, Jupiter. Lucrurile se schimbă. Și se vor schimba până va veni ce? Judecata. Acolo, am spus că lucrurile se schimbă, acolo Isus va fi cel care va judeca. Da? Acolo noi vom fi judecați. Justiția va funcționa la nivel divin în ceruri. Justiția va fi cea divină. Și acolo Isus va fi mare preot și Isus va fi conducătorul. Dar atunci aceste forțe vor funcționa în echilibru, nu în dezechilibru, cum au funcționat în acel moment. Îmi doresc să explic toate aceste mari arcane din perspectiva călătoriei spirituale pe pământ a lui Isus. Și poate vă întrebați, dar unde sunt celelalte chakre, celelalte, scuzați-mă, celelalte cărți arcane? Sunt aici. Faetonul care urmează steaua și călătorește în întreaga lume, da?
faetonul. Și Iisus a manifestat și această energie. În momentul în care s-a hotărât că această misiune a lui a înțeles și a asumat acest risc și a descoperit toate calitățile necesare, s-a conectat la intuiția lui și a descoperit lumina, da? A decis că e cazul să călătorească, să ia tradiția și intuiția, să-și ia natura umană și natura divină, să-și le ia și să călătorească către ce? Către steaua lui, să-și manifeste steaua, vindecarea sa și vindecarea celorlalți. Și a călătorit în întreaga lume, că doar știm că unii spun că ar fi ajuns și prin India, da? Degeaba îl regăsim în templele indiene pictat. Eu am văzut asta în Anglia și m-a impresionat profund, da? Deci a călătorit în întreaga lume și ce este și mai interesant, că nu a manifestat doar călătoria, da? Tipică faetonului, ci a manifestat și lecția învățată, lecția saturniană, a sacrificiului, da? A împlinirii, a morții și a învierii. Deci și-a împlinit lecția, a devenit mai presus de lume, s-a ridicat deasupra lumii. Și cum? Ca o stea strălucitoare care, de acolo de sus, de unde este, sau din interiorul nostru, unde îl mai găsim când căutăm, ne vindecă, ne luminează, ne ghidează și uneori, când vrem, ne ajută să-i vindecăm și pe ceilalți. Și poate unii dintre voi vă întrebați, dar unde este luna și unde-i soarele? Luna și soarele este chiar aici. În viziunea mea simt că Iisus a fost omul complet. El n-a avut nevoie de un partener, o partener. A fost omul complet. Și natură umană și natură divină. Și feminin și masculin. Și s-a născut undeva ca dar divin către umanitate. Un dar de la lună și de la soare. Totodată luna reprezintă misterul. Misterul prin care a fost el conceput. Misterul prin care a fost el conceput, da? Știm legenda, știm ce se spune. Misterul, natura feminină, da? Și trezirea și partea dumnezeiască, partea diurnă, manifestată în acel moment. M-a cam deranjat un pic telefonul, sper să pot să rămân coerentă în explicațiile mele. Deci, îl văd ca personajul, nu pot spune personaj, ca ființa care le-a îmbinat pe cele două luminarii, cele două forțe care ne guvernează viața, soarele care ne dă viață și ne încântă pe parcursul zilei și luna care ne luminează în întuneric. Soarele, lumina exterioară, luna, lumina interioară. Și tot el îl mai văd într-un anume fel, ca și tot pe el, în fine, ca și copil divin între, sau copilul divin dintre Tată și Duhul Sfânt, da?
Forța masculină divină și forța feminină divină au împreună acest copil, da? Isus. Aici avem Trinitatea în aceste trei cărți. Și ce am vrut eu de fapt să spun cu această poveste? Am simțit nevoia să împărtășesc cu voi cum am văzut eu, cum am simțit eu, că se manifestă toate arcanele majore, sau mai bine zis, că a manifestat Isus toate arcanele majore. Și am uitat un lucru, n-aș vrea totuși să-l uit, era cât pe ce. În momentul care și-a împlinit, în momentul în care și-a împlinit misiunea, s-a ridicat deasupra lumii, Isus. Da. S-a vindecat, ne-a vindecat și ne-a lăsat o moștenire. Ne-a lăsat un cadou. O nouă viață, un nou fel de a iubi și puterea de a manifesta adevărul. Aceasta este moștenirea lui pe care ne-a lăsat-o. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dragoste, viață și adevăr. Ce poate fi mai frumos decât să simți cum lucrurile corespund și în planul acesta material? Și dacă unii ar spune că e doar o poveste, eu cred că e mai mult decât o poveste. Eu cred că este mai mult decât o poveste. Ideea este că am reușit să împărtășesc așa, pe scurt, câteva gânduri. Aș vrea mai mult, poate pe viitor voi împărtăși mai multe. Și să nu uitați să vă bucurați de această sărbătoare, de această săptămână și să vă pregătiți pentru luna nouă care vine pe 4 mai, într-un semn al dragostei și eventual, dacă ați meditat în această perioadă, la această moștenire, la acest dar, da? Calea, adevărul și viața. Să vi le programați și voi, să vă programați transformarea voastră interioară. Pentru că, de fapt, Tarotela, ce și-a dorit când a deschis acest canal? Mi-am dorit să vă ajut pe cei care vreți, evident, să vă pregătiți pentru anul care vine, un an foarte important. Deja, repet, ce s-a întâmplat cu Notre-Dame este un avertisment foarte vizibil pentru cei care poate nu știau sau pentru cei care au desconsiderat anumite avertismente. Suntem chemați la o transformare foarte importantă. Cine vrea să urmeze această transformare este invitat să țină legătura cu mine. Eventual, să țineți cont că etalările personale mi le doresc mai mult din această perspectivă și mai puțin din perspectivă umană, pe care puteți experimenta în alte locuri. Tarotela își dorește să vă susțină pe această cale. Atât cât pot, atât cât sunt inspirată și atât cât îmi permiteți. În continuare, vă doresc sărbători fericite și să ne vedem cu bine. Dragoste, pace și lumină. Și încă o dată, Hristos a înviat. Vă pup, numai bine!